Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Cu toții ne dorim să avem zile bune, fericite, în care suntem plini de viață, doar că există anumite greșeli pe care le facem, care ne împiedică să avem astfel de zile. Dacă repeți aceste 5 greșeli despre care vom vorbi în videoclipul de astăzi, se vor transforma în obiceiuri proaste de care vei scăpa cu greu. Cu cât repeți de mai multe ori o activitate, cu atât va ajunge să facă parte din comportamentul tău. Va fi ca un viciu de care nu poți să te lași. De aceea vreau să-ți atrag atenția asupra acestor 5 greșeli pe care le faci zilnic și câteva sfaturi pentru a le îndrepta. Hai să vedem despre ce e vorba. Prima greșeală pe care unii o fac în fiecare zi este că sar peste micul dejun. Asta se poate întâmpla din două motive. Fie pentru că te trezești prea târziu și în momentul în care te-ai trezit e deja ora prânzului și mănânci prânzul, nu micul dejun, sau îți dorești să slăbești și de-aia sari peste masa de dimineață. Era o vorbă că micul dejun e cea mai importantă masă a zilei și eu sunt total de acord cu asta, pentru că dimineața ai nevoie de energie ca să-ți începi ziua bine și dacă nu mănânci, nu o să ai acea energie. Așadar, dacă te trezești prea târziu și ești morocănos, un rol important îl poate juca faptul că nu ai mâncat de dimineață când trebuie, pe la ora 8. Iar dacă vrei să slăbești, să te înfometezi, nu e răspunsul, pentru că dacă îți e foame, vei avea o stare nașpa, vei fi frustrat și nu vei putea să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut în ziua respectivă. Alternativa mai bună este să mănânci, doar că mai puțin și mai sănătos. Așa că dimineața mănâncă, de exemplu, o omletă cu legume sau niște fructe, o banană, un măr sau cereale care conțin foarte multe fibre. Așadar, nu sări peste micul dejun, pentru că dacă faci asta, îți vei strica starea de spirit pentru toată ziua, pentru că mintea ta e conectată cu corpul tău. Dacă corpul tău o duce rău, și mintea o va duce. A doua greșeală pe care o faci zilnic este că nu-ți speli vasele după fiecare masă. Asta e o greșeală de care și eu sunt vinovat, pentru că de multe ori mă trezesc cu un morman de vase în chiuvetă și mă întreb cum au ajuns acolo, doar n-am mâncat toată ziua. Dacă nu îți speli vasele după fiecare masă, riști să se adune toate acolo pe mai multe zile, adică seara când vezi mormanul ăla de vase plin în chiuvetă și nu mai ai chef de făcut nimic, zici lasă că le spăl mâine. Vine a doua zi, vezi mormanul și zici lasă că le spăl mai încolo. Pe lângă asta mai adaugi niște vase în plus pentru că na, trebuie să mănânci. Iar se face seară, iar n-ai chef să le speli și poți să te întinzi așa până când nu mai ai deloc loc în chiuvetă. Și asta ne duce la a treia greșeală pe care o faci zilnic, și anume că amâni ce ai de făcut. Dacă mi-ai urmărit videoclipurile de până acum, sper că ai înțeles că ai nevoie de o listă cu activități pe care trebuie să le faci în fiecare zi ca să ai un reper și o zi productivă. Pentru că altfel ziua ta va fi un haos. Dar acea listă cu activitățile importante pe care le-ai de făcut nu te ajută cu nimic dacă nu pui planul în practică. Am observat următorul lucru. Cheful apare atunci când începi. Cel mai greu lucru este să începi, dar odată ce ai început, îți este mult mai ușor și cheful apare. Și simplu fapt că mă gândesc la lucrurile rele care s-ar putea întâmpla ca și consecința amânării mele, mă face să fiu mai motivat. Așadar, dacă te găsești în situația zilnică de a amâna lucruri importante pe care le ai de făcut, gândește-te la ce se întâmplă dacă nu le faci și gândește-te că cheful îți va veni pe parcurs. Trebuie doar să începi. A patra greșeală pe care mulți băieți o fac zilnic este că ne uităm prea des la filmele pentru adulți. Știm cu toții motivul pentru care ne uităm la filmele pentru adulți și acel motiv nu ți afectează niciun fel sănătatea. Totuși, dacă o faci atât de des încât nu te poți concentra pe sarcinile zilnice, atunci devine o problemă. E ok dacă vrei să te relaxezi seara înainte de culcare, dar nu în timpul zilei când ai sarcini mult mai importante de făcut. O altă problemă este atunci când filmele pentru adulți îți înlocuiesc dorința de a întâlni fete și de a ieși cu fete. Ce vezi tu acolo pe ecran nu este experiența ta, nu este ceva ce trăiești tu, pur și simplu doar te uiți și îți oferi plăcere singur. Nu se poate compara cu experiența reală pe care o ai cu o fată. De aceea nu trebuie să abuzezi și să urmărești filme pentru adulți în exces și să nu le confunzi cu realitatea. Și în final, a cincea greșeală pe care o faci zilnic este că nu zâmbești. Pentru mine, o zi în care nu zâmbesc este o zi pe jumătate pierdută și de multe ori lucrurile care mă fac să zâmbesc sunt lucruri mici. De exemplu, când îmi pun o melodie care îmi place și
și îmi dă o stare de spirit bună. De multe ori suntem prinși în problemele cotidiene și poate nu avem motive să zâmbim, nu găsim motive, doar că nu e nevoie de motive mari, așa cum am zis. O simplă melodie îți poate da o stare bună și te poate face să zâmbești și eu consider că ăsta este un lucru extraordinar de important pentru sănătatea ta per total. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Edi_Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă care necesită ajutor, apasă butonul alături de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde poți trimite mesaj și îți voi răspunde în aceea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam după 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu. Pa, pa!